astăzi ordinea de zi. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 și articolul 117, litera F, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicate cu modificările și completările ulterioare și dispoziția de numărul 291 din 23.11.2017, emisă de primarul Comunei Târgu Turnu, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, care va avea loc în ziua de 29, astăzi, ora 9, cu următoarele ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Barote Mihai, președinte de ședință, pentru luna decembrie 2017, inițiator domnul primar Târgu Turnu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Comunei Târgu Turnu, județul Bacău, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor anexa la contractul de finanțare pe raza OAT Târgu Trotuș pentru 2018, inițiator domn primar. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Târgu Trotuș pe 2018, inițiator domn primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor locuitorilor care înregistrează obligații fiscale restate, precum și cuantumului acestor obligații. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind declararea bun de interes public local și aparținând domeniului public al Comunei Târgu Trotuș a terenului în suprafață de 500 de metri pătrați situat în Tarlaua 49, parcela 1106 și 1106:2, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru dezvoltare 2017, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construirea pod peste părul Varadii, sat Bișoara, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Târgu Trotuș. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construire pod peste părul Varadii, sat Bișoara, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestelor dedicate Zilei Naționale a României de 1 decembrie. Inițiator domnul primar. Și punctul 12 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Supunem... Da. Deci... prezintă procesul verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26.10.2017. Discuții, dacă avem, pentru procesul respectiv. Domnul Liviu Mitelu. Altceva? Poftiu, domnul. Suficient. Vreau să ne urmăm în ședință. Am rezultat problema iluminată în public. În câteva domnului doamnei Postăvanche. Nu s-a rezolvat problema, da sau nu, mă trebuiesc. I-am trecut în stat și nu se n-a văzut să fie rezolvat. De asta ce vreau. Punctual. Deci punctual tot pe stradă, deci la Viorel, la Dinu, mai la Vali, mai sunt două becuri și a spus că ați menționat cu becul de că sunt lămpile de proastă calitate. La 700 și ceva de lei, eu nu cred că sunt de proastă calitate. Eu îmi cumpăr bec la mine și îmi schimb o dată la 3 ani, care costă 17 lei. Mă rog. Vreau să zic că 6 lăci cu uleț sunt dat jos și cum le-am spus că am înțeles. Deci asta vreau să... La acolo sunt recunoscut. La moară. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Deci, intrăm punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Barote Mihai, președinte de ședință pentru luna decembrie 2017. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Comunei Târgu Troduș. Județul Bacău. Discuții? Domnul Liviu Titelu? Domnul Goagă? Poftim, domnul Liviu. Să îi spună doamna contabilă aici de față. Am înțeles că a primit o sumă, nu știu, în cuantum, nu prea încetă. Recunosc că sunt foarte răcit. Să ne spun exact. Că ieri m-a luat în căruță. Bine, nu era lucer în căruță, dar a zis că cu subiect și predicat, doamnă, ca să folosesc cuvintele mele. Banii au venit, unde se duc mai exact? Suma de la copii, suma de la copii, suma de la... Da, vă rog frumos să spuneți ce e. Mulțumesc frumos. Am primit în adresa Direcției de Finanțe 145.000 pentru... Da. Ca să fie la un loc, probabil că aceeași răspunsire. Nu? La articolul 2, în acest proiect de hotărâre, se aprobă utilizarea sumei de 1.250 de lei, micuri, reprezentând sume din excedent cu bugetele locale din alte excedenți. Întrebarea mea. Care este suma totală din excedentul anilor precedente? 1.257. Că și în ședința din 28 septembrie, nu, da, 28.09, s-a aprobat suma de 1.210. Da, 1.257. Suma din excedent se folosește în funcție de necesitățile care sunt listate de investiții. Păi dacă atunci s-a aprobat 1.210, a venit cu 1.250, dacă le-a adunat... Nu. Deci, 1.210 s-a transformat în 1.250. Deci nu... Cum deci trebuie cumulată. Da. Dar când uităm la lista de investiții... E 1.300 și... Cum vă s-a scoam? E la lista de investiții apare undeva capitolul 7002. Da. Care în, în buget nu există. Numărul acesta 7002. Nu este să luăm. Locuințe, servicii, dezvoltare și... 03. 02. 03 are dispozitivul să fie profesional. Nu, 02. 03 apar. Nu știam exact ce reprezintă. Nu, 7.02. Deci, lucrările care sunt trecute la investiții pentru anul în curs, îți iau numai una, de exemplu. Înființare de raport privind la canalizare, menajere existentă în localitățile Târgu Troduș și Turcu. Este afectat o sumă de 52.000 de lei. Da. Cât s-a cheltuit? În momentul ăsta îți cheltuiți 22.000 și mai am 30.000 de plătit diferența la plătit. Deci, cât s-a cheltuit? S-au făcut un raport sau în ce constă cheltuiți? Nu, în proiect. Deci am plătit proiectul. Și avizile care s-au luat și ridicările, topo care s-au făcut. Referitor la capitolul 8402, transportul. Total de 856.000 de lei. Apare undeva aici, îmbrăcămit dumneavoastră ușoară pe drumul județean 112. Noi știm că am transformat acest drumul județean într-un comun. Nu, nu, nu. L-am luat în administrare. Da. Deci legea este foarte clară. Nu-l putem transforma înapoi în... De ce? Rămâne în contractul de administrare. Precizează clar. Suma de 76.000 lei până în prezent. Ce s-o cheltuie? Că anul se termină. Deci ce a fost propus la investiții, anul ăsta nu se vede. Deci... Ce am de zis? Nu s-a terminat documentația pentru... Altfel era deja asfaltul pus la, pe drumul respectiv. A apărut o problemă și anume în actul, în contractul de administrare, la articolul 1 figurează clar pentru proiectul de dezvoltare național local, pe PNDL, așa? Ulterior, neprinzând pe PNDL, acum a devenit un act adițional la contractul de administrare și să trecem, probabil în luna viitoare, vom avea pe ordinea de zi, precum vrem să-l facem din buget local. Și atunci trebuie o trebuie de Consiliul Local, din Consiliul Local.
locală, în hotărârea Consiliului Județean și apoi actul respectiv. Doamna contabil, n-am o idee exact cât am cheltuit în... Până acum la... Da. Ăsta, vreo 110 milioane, deci ridicări topuri, da, și da, da, și da. Evaluarea și... Mă întorc la capitolul 7 de rezolvări. S-a terminat cu extinderea de direcțiile de s-a finalizat? Nu, 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 mai... niște avize. Da. Și azi, în zonă, la de la Ios, mi-a plătit niște avize. Ce se mai întreb? Trotuare? Nu mai întreb. Vreau și că suntem la sumuriu noiembrie de acum și tot la stat de avize. Da, domnule, pentru că durează foarte mult. Știți cât e grea soție? Noi cât am putut să facem... Deci îți spun că nu vezi toamnă, sau nu știu, că nu se cheamă mai băiat. Sperăm ca în primăvara anului viitor să înceapă să se vadă tot ce... Da, domnule, trebuie să dați și ne răspunzi vreo cuză. Deci, s-a venit la greșa finanțelor publice, 176.000 pentru... Hotărâri judecătoreștii, s-au luat 31.000 din fondul de salarii. Deci, în concluzie, au rămas 145.000 pentru hotărâri judecătoreștii. Adică, diferența cu plus în buget. Dacă tot ați fost la ședința de comisie și a fost și domnul primar aici de față, am mai prins 25.000 de lei. Ce reprezintă asta? Am plătit proiectii finanțări pentru plătirea totului părat de Cușoara? Așa, colegi. Construire pot peste totul părat de 25.000 de lei. Am votat lista de investiții, domnule. Da, este lista de investiții. Sperăți că era... Să vă întreb pe dumneavoastră și pe domnul Bărbuș. Credeți că nu era oportun necesar, adică să fii vorbit cu cetățenii, ca să nu mai dăm bani în vânt și să fii ajuns la Comuna Cort, ca să nu mai dăm. Am stabilit Comuna Cort numai, ca să se va fi, deci podul, clar, nu va fi votat. Dar măcar cum a venit domnul Sfârlea cu o propunere, să fi turnat ceva, o minune din asta, o mașină cu ăsta, cu beton. Acolo. Ca să nu mai dăm bani. Ăștia dau cu 25.000 de lei care le aduceam cu o mașină și... Deci nu se dau bani. Bine, mulțumesc frumos. Dacă banii nu... Nimeni nu aruncă banii să lasă niște lucruri. N-am zis că... Deci banii sunt priniși acolo, când va fi betonat, cum ziceți dumneavoastră, că se va face un proces local, la un moment dat, podețul respectiv, dacă chiar nu mai... Așa, asta rămâne de văzut de consens de comun acord cu toții, vedem exact ce soluții de găsim. V-ați sunt alte discuții? O, supunem la nu știu dacă ați întrebat de mașini și echipamente aici, că mă rog, un pic mai cred. 80 de mii, pentru ce sunt vorba? Nu vreau întrebat. 80? O fost. Poftiți, domnul Moise. Da, domnul răspuns. Am ajuns mai târziu și am bun. La slăbă de probleme. Deci, supunem la vot procesul ăsta, punctul 2. Cine este pentru? Domnul Păcară, nu sunt este? Dar stați un pic ca să nu mă știu, da? Deci mai lipsești? Abținere? Ungureanu Clemen. Ungureanu Clemen a avut o problemă și trebuie să plece urgent. Deci nu ajunge astăzi? Nu deci 14 prezenți. Bun. Abțineți, domnul Cicelou. Deci 13 pentru. Da. Abțineți. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, anexa 1.4, la contractul de finanțare pentru UAT, Târgu Trotuș, pentru 2018. Discuții. Vreau frumos să iei cu camera acest grafic, că nu s-a pus minunea asta de când ne rugăm și să știe cetățenii în fiecare an când se va mări gunoiul. Este pusă de anul. Trecut, era bine să vadă toată lumea despre ce discutăm, ca să nu avem probleme. Nu am acces la asta, la site-ul. La site-ul.
Și cred că ar trebui, adică o sursă bună de informare, deci dacă... Da, este vorba de două ori. Spunem și la... Da, trebuie să știm că fiecare an, primii menționat, se va mări către judecături. Îți scrie la cuvânt prima dată. 18 în 2019. În 2019. Deci, pe 2017, stați două secunde, pe 2017 a fost 3,67, în 2018 4,07, în 2019 4,16, în 2020 4,28. Deci asta este o preconizare. Nu știu dacă va rămâne văzut în cuvânt. Va rămâne văzut în cuvânt, da. Deci ar fi vorba de o creștere undeva la... 10%. N-am înțeles. 10%. Da, 40 de bani aproape. Deci cu 2 lei pe an. Da, față de anul trecut. Față de anul trecut, da. Acum știți probleme cu care se confruntă și restul localităților și mă refer la municipiul, la Dărmănești și Moinești, da? Așa, e o reală problemă. Bănuiesc că știți despre ce este vorba, colectarea deșeurilor. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, sperăm să... Tocmai de asta am zis, trebuie să conștientizăm oamenii că dacă nu este o problemă pe județ. Deci tot județul, da. Am sper să și cei de la rang înalt să gândească în folosul comunităților. Da. Deci lista asta nu este făcută de mine, nu este făcută de Consiliul Local. Aveți în spate anexa respectivă, cererea respectivă de notificarea de la discă de noi către toate UAT-urile. Da. Eu nu pot să fac decât să supun Consiliul Local. N-aș vrea, sincer, să ne trezim cu, nu știu, nevenirea mașinii după gunoi și să stăm cu... Știți destul de bine că la 2016, două săptămâni, am stat cu gunoaiele pe străzi și nu mai venea nimeni să le ia. Suntem una din puținele comune, din cele 12 comune, din 90 și ceva, care suntem la zi, deocamdată, deci stăm bine. Da, mai sunt probleme, gen nu scurg gunoi și nu plătesc, dar asta să se înțeleagă destul de clar. Nu prima, deci totul s-a făcut în baza listei de jos, de la financiar, deci acolo au toată baza de date cei de la ADIS. Deci nu primarul vrea să nominalizeze pe fiecare persoană care se facă contractul gunoi, să ne înțelegem. Da. N-ar crește mult, v-am zis, cu 2 lei pe membru de familie, dar a fost 45, nu? 47 ar veni în 2018. Aș avea o rugăminte, dacă tot suntem la domeniul, la punctul ăsta, și să atrag atenția, profitând de faptul că avem presa aici, și să înștiințe. 47 pe lună. Deci vine 48 și 14 bani. Nu 47, tot am greșit. Nu, 47, anul trecut. A fost 47. Da, și acum a crescut cu 2 lei. Da. 49. Scrie, da. Aveți în anexa 5. 47 nu, lei. 49 anul. În 2018, taxa va fi de 49 de lei pe an de persoană. Se regăsește în anexa 5 la data. Da, nu, dacă noi vorbim așa, deci 4 lei și 7 bani, numai puțin. Dacă e 4 lei și 7 bani, da? Am înmulțit cu 12 lor, îmi dă clar 48 de lei și 48 de lei și 14 bani. Deci eu am învățat matematică. Bun. Deci pe anul în curs, anul acesta, vorbim de 40 și ceva de lei, 43, 44 de lei, da? S-a dus cu 5 lei. Bun. Mă rog, asta este exact cum a menționat și domnul Forcoș. Nu putem să ne trezim acum pentru 5 lei, că nu vine nici lumea aia bună. Deci 4,07, domnul Lindor, 12, înseamnă 48,84. Da, înseamnă 49 de lei. Noi am rotunjit în funcție de cât de-a fost. Domnul este răcit. Așa am pus în plus, pe peste 50. Doamne, da, bun. Să spunem să conștientizăm cetățenii. Da, deci față de anul trecut, deci a crescut cu 2 lei pe an de persoană. Referitor, vreau să atrag atenția, referitor, că avem și presă, e un lucru bun. Cei care aruncă tot felul de morozuri și mizerii pe tot felul de zone.
O parte sunt de ai noștri, o parte ne aduc. Știți destul de bine, e vorba de gloapa de gunoi de la fosta gloapă de la Ișoara și de la Tuta. Nu o să mai tolerăm, știți destul de bine că s-a ajuns la o reală problemă. O zi pe săptămână trebuie să trimitem utilajul și să fugim în stânga, în dreapta, să acoperim, să luăm, să tot ascundem tot felul de gunoaie. Ce gol au camerele de supraveghere sunt. Aș vrea să fiu foarte deschis și să vă spun, să vă atrag atenția celor care, și din Tuta și din altă parte, în momentul în care vor fi filmări, și într-adevăr, pentru că am pus și camere în care în zone în care nu se știe, așa, și vor fi filmări clare cu depistarea numărului de mașină, să nu se supere dacă se vor trezi cu poliția acasă și cu amendă. Deci gata, s-a încheiat. Ați montat camere și aici la a treia groapă de gunoi, care este mai nouă, de vreo 2 ani. Unde? La Babi, către Tuta, în Trutuș. E a treia groapă aia. Da, este. Deci ați mutat camera? Vreți să vă dau câteva numere din noastră notare? Dați-vă! SMS, dacă vreți. Dați-vă! Vreți să vă le spună direct? Da, ce? Da? Da, nu-i problemă, dar ce să... M-am dus ca să vorbesc cu el, în calitatea mea de consilier, și bine, că nici n-am... După ce m-am dus și am atras atenția... Am văzut, într-adevăr. Da? Da. Un Ford Up. Așa. Bacău 71. Bla, 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 da? A spus că... Poate să arunci deșeuri, care acceptă primăriei. Care? Acceptă primăriei. Ce orice? Deci asta fiind a treia groapă de gunoi... Da, ți-a arătat un act? Dacă are acceptă primăriei, hai să fim serioși. Suntem serioși. Da. Deci să ținem cont. Mai trebuie ceva stabilit aici. Ăștia de la gunoi nu o să ridice resturile vegetale, ce rezultă la oameni. Din da, la și astea. Astea trebuie să stabilim cu cineva, ori de la Bacău, ori de unde. Facem undeva unde trebuie strânse aceste crengi de acolo. Nu, domnul Moise, sunt pubele respective rotunde care s-au dat. Și mai sunt, dacă cineva are nevoie, poate să vină și cu mare drag îl servim. Dar aici nu mai este vina noastră. Adică eu vin și vă supun dumneavoastră și aprobăm lista cu prețurile. Dar să mai vină și rom prețul să aducă o broșurică să le explice oamenilor ce înseamnă, poate să facă o campanie, ce înseamnă gunoi menajer. Pentru că noi ne-am trezit aici cu tot felul de oameni, de șoferi, că domnule, că la Tuta sau la Trotu sau la Vișoara se pune Rumegu sau nu știu ce. Da, dar omul nu știe, dar i-ai dat vreo broșurică să explici că nu e gunoi menajer. Adică nu mă pune tot pe mine pe drumul să-mi pierd zile întregi ca să explic omul ce e gunoi menajer. Aici să mai investească și rom prețul. Domnule, nu e vreo regulă, pentru că noi la oameni le-am impus. Dai banul, îți ia gunoi. N-ai voie în altă parte să pui gunoi. Dar cu ăla ce se facă? Ei dat omului o turumbă mică ca să pună 20 de kg să facă compost. Asta e regula. Dar omul are sute, poate tone de gunoi de ăsta, de resturi. Care e regula? Ei spun că n-ai voie, dar unde? Ce se facă omul cu resturile? Resturile de cren și de vegetație să face un compost în grădină. Deci, rom prețul, într-adevăr, aici a punctat pe chestia asta. Deci, cine are pământ mult, mai să se către mașina cu gunoi. Nu mai zic că acum să dau detalii la ce consens am ajuns cu cei de la rom prețul. Adică, domnule, hai că mai ajutăm și noi. Nu putem lua de la două gospodării că au tăiat crengile și via și să umplem mașina. Deci nu e normal. Deci hai să fim serioși. Da, da, da. Regula. Presupunând că îmi fac în grădină, da? Păi creanga aia de vie sau de la pomul curățat sau... Păi aia îi trebuie 10 ani să putrezească să fac eu compost. În 10 ani se adună... Ce? Da. Deci nu merge pe chestii ascunse, pe ce? Bă, frate, care e regula? Regula. Domnule, domnul Dinu, noi ne-am trezit la primărie, să vă zic sincer, de regulă, miercurea, avem reclamații referitor la gunoi. Ne-am trezit cu, la un moment dat cu cineva cu o găleată de borhot. Că nu le așez la un prest. Dai borhot, frate, nu plăște spital la noi probleme. Ai crengi. Nu zic că acum, du-l undeva într-o zonă unde e așa, caut o zi în care nu bate, văd tu strălge tot că eu scaj așa și ai dat fum. Se transformă cu noi. Mă la treaba legală. Omul găsește. În momentul când vii și impui unei comuni, tu faci o singură groapă de gunoi pe județ, și vrei să aduni din tot județul, dar impui omului, băi, nu dai aia, nu-mi dai aia. Gunoi nu înseamnă numai ce vor ei să ia. Gunoi înseamnă tot. Păi tu dacă ți-ai angajamentul ca să iei gunoi, ia tot.
Asta vreau să spun. Cu omul până la urmă se descurcă, că de 1000 de ani omul știe să-i dea foc. Dar ăștia nu acceptă, nu? Zumării, nu, cu noi o la anul eu, cu noi o la anul tu, la groapă. Este la noi menajer. Bă, nu e să opresul, nu știu. Tot e cu noi menajer până la urmă, nu? Am înțeles ca o clauză, că dacă ai altfel de deșeu, un menajer, te deschide și ți-e clar, dar plătești separat. Așa. E făcut un calcul foarte bine la, pus la punct ca să se încadreze. Ei mai închid ochii, ați văzut că se scoate un tomberon și un sac. Sau... Deci nimeni nu zice că, domne, numai atâta ți-au și-ți lasă. Dar sunt anumite lucruri pe care nu au utilajele astea, compresoarele astea, care în momentul în care fac un megruș nu se presează cum trebuie și tot așa. Deci sunt niște pierde. Și de asta am și vrut să ajung aici. Referitor la taxele astea, eu sper să rămână cât și cât așa, chiar dacă cresc cu 30-40 de bani până la urmă. Dar măcar să ne ia cu noi. Pentru că vedeți ce se întâmplă cu celelalte zone. Acum n-ar fi 2 lei în plus, n-ar fi cine știe ce, măcar să știm că nu stăm cu noi în poartă. Da. Alte discuții? Și mai am o întrebare. Era vorba de tomberonul ăsta, de 250 sau jumătate de metri cub sau cât. Așa. S-a dat un tomberon de familie. Dar sunt familii care are un membru, doi, sau sunt care are 9. Tot un tomberon, dar plătește pe cap de familie, nu pe tomberon. Nu, tomberoanele se dau, ați văzut, sunt notate, au un cod, așa, și se dau pe bază de contract. Nu mă refer că același tomberon e și la mine care sunt singur și tot un tomberon are familia care 10. Da, bine, domnul Dinu, acum asta nu este problema noastră, adică nu e problema mea exclusivă, asta e problema la nivel de Lompres. Eu am avut cazuri acum cu tomberon, nu știu dacă mai avem de dat. Așa. Au fost gospodării cu două familii și aveau un singur contract. Și le-am explicat, domnule, dacă vrei și dumitale contract și așa plătiți, un contract pe 4 persoane. Faceți două contracte pe câte două persoane și ai și tu tomberon. Pentru că eu nu pot da nici un tomberon cu numărul respectiv, totul este... Ca preț e la fel. E la fel, nu dai nimic de pierdut, nu ai nimic de câștigat. Da? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Hai să zic. Da, ține bun. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Târgu Trotuș pe 2018. Dacă sunt discuții. Domnul Liviu Mititelu. Poftiți, domnul Liviu. Vreau să vă spun cum am uitat, nu s-a modificat nimic în taxe, așadar ne modificându-se nimic la impozite și taxe, rămânând ca cele în anul 2017, voi da un vot pozitiv pentru asta. Da, putea să știți direct la vot, nu era nevoie ca să mă... Da, ca e ceva. De poftiți, domnul. Vreau să punctez aici ceva, adică, nu știu acum, să-mi permis la modul. Taxa de salubritate se achită anual în două tranșe egale, până pe 31 martie, 30 septembrie. Dacă nu, primește penalizare respectivul cine nu plătește până pe data respectivă. Da. Dar știți că noi am optat pentru ca să plătească fiecare lunar, dacă este echivalent și este bine. Se poate și așa. Deci, lunar, eu atunci, păi dacă noi aprobăm în ritmul ăsta, nu se mai fie lunar. O să fie în două tranșe. De asta zic că dacă noi anterior am abordat și am votat ca să fie lunar, atunci de ce să fie să 5? Deci eu cred de cuvință, dacă înainte am aprobat lunar, deci cine optează lunar, să poată să plătească lunar și să nu ajungă în situația în care iar pe două tranșe cu penalitate. Pentru că sunt mulți, sunt și bătrâni care plătesc anual, vreau să știu, li se restituie banii sau nu?
Deci, domnul primar, da. Dacă, să zicem, că mai cei plătibile întotdeauna sunt dăși în vârstă, da? Da. Păi dacă dânsul a plătit pe tot anul, zicem prin absurd, că se întâmplă mai mulți ani. Decedează. Se restituie banii înapoi, suma respectivă sau nu? Mai rămâne cineva în urmă. Atunci vine cu un proiect mai nu. Deci, domnul Goagă, vreau să vedeți că acum abordați o chestie care e normalitate și o luați așa în râs. Rămâne cineva. Domnul, dar de ce să... Ăsta, ăsta s-a votat. Păi, da. Când s-a votat? La dimineața. Păi și dacă s-a votat, acum ai luat taxe și... Suntem la taxe. Păi și aici este, de acolo la taxe. Eu aici citesc, la taxe. Păi aici, domnul Goagă, la anexa 5. Eu nu citesc, la termen. Domnul Gureanu. Întrebarea dumneavoastră n-am înțeles clar. Era dacă se revidează contractul? Nu, am întrebat. De exemplu, vine omul și plătește pe 1 ianuarie ca să fie plătit pe tot anul. Între timp, respectivul a decedat. Îi se dă înapoi, se restituie da, banii pentru... Pentru... Da, da, are moștenitor, nu? Deci noi, noi încercăm să forțăm pe toată lumea să plătească la început de an, da, să beneficiem. Nu mi se pare corect. Cerere prin care da. Să... Deci nu mi se pare corect. Dar el nu va putea lua banii niciodată. Nu mi se pare corect. Dar atunci de ce să forțăm? El nu va putea lua bani niciodată. Mi se pare corect. Dar atunci de ce să forțăm să plătească la început? Păi da, dar de unde știi că omul are un? Da, da, atunci plătește lunar. Așa mi se pare corect. Deci, și atunci... Bun, și în cazul în care omul se gândește, are 80 de ani și zice, domnule, ia să nu-mi plătesc, eu plătesc în septembrie. Că și poate mor de deci, dumneavoastră, trebuie să luăm în calcul așa. În momentul în care, de luna respectivă, omul n-a plătit, da? Luna următoare poate să plătească penalitatea pentru luna anterioară care n-a plătit. Dar nu așa, adică să-i impun eu dinainte să plătească penalități. Nu? Deci mie așa mi se pare corect. Eu n-am plătit în august, lasă-l fi clar, da? Din în decembrie. Ei, pentru luna august, noiembrie și decembrie își plătesc penalitatea. Simplu. Da, nu, pentru că dacă, dacă tot ai ceva de adăugat, și rog frumos, inițiază cu... Deci la vehiculele matriculate lipsește categoria sub 1600 cm. Și sunt vehicule, autovehicule sub 1600 cm la număr. E același lucru ca și anul trecut. Nu, o categorie. O categorie sub 1600 cm. Da, 200 cm. Da, dar nu apare. E până, e Deci mă uitam acum autoturismul cu capacitate generică de 1601 și 2000. Acolo vă încadrați? Nu, nu, nu. Adică nu apare o autoturismul cu 1600 cm. Da, numărul 6. Primul. Da, primul. Deci este aceeași... Țineți cont că sunt primării în care au explodat taxele și impozitele. Deci uitați-vă leacă în jur și vedeți că suntem una din puține primării care încercăm să ținem echilibru în așa fel încât să nu omorăm oameni. Deci este pe căruță, pe atelajă. Dar este și la noi. Probabil o să fim nevoiți, chiar dacă ne întrebăm, să punem. Dar punem în așa fel încât să nu omorăm omul. Da, domnul Cernea. Vreau să zic că chiar e foarte bine. Păi la 3.000 de centimetri cub, cred că domnul Liviu poate să ne spună mai bine cât e un impozit în alte... Cred că sare de 2.500 de lei. Lejer. Da. Deja suntem ultra... Dar nu știu ce ați adresat întrebarea domnului. Păi, ești de domnului. Supunem la vot. Dar cine este pe acolo? 14. Trecem la punctul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restate precum și cuantumul acestor obligații. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? 14. Trece la punctul 6. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și aparținând domeniului public a Comunei Târgu Trotuș, a terenului suprafață de 500 de metri pătrați situat prin tarlaua 49, parcela 1106-1 și 1106-2. Deci discuții. Da, aș vrea să... Nu știu dacă am discutat ele, exact. Este vorba de acel domeniu care inițial de puțin 100 de metri pătrați. Așa, pentru stația de gaz prevăzută la se revine cu o suprafață mai mare și atunci am zis că se trebuie dat cu pățica aia. Supunem la vot. Cine este pentru? 14. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. Supunem la vot. Cine este pentru? 14. Deci punctul 8. Proiectul hotărâre privind aprobarea execuției bugetare bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 3-2017. Deci discuții. Domnul Liviu Mediteanu. Domnul primar vine în completare. Poftiți, domnul Liviu Mediteanu. S-au alocat după ultima rectificare bugetară la cultură și la transporturi. Și dacă aveți amabilitatea să vi spuneți exact pentru ce s-au alocat. S-au alocat, au avut nevoie de nu știu ce. Ce s-au alocat mai concret? La ce parohie? Vișoara, Trotuș, Tuta, cele două parcii. Bun. Și la secțiunea transporturi. Aș dori să știm ce s-au făcut, cum s-au alocat banii, dacă au fost eficient alocați. Adică voi să știm, s-au pus, s-au dat, gropile totale au rămas în această comună. Deci nu regăsesc nimic la capitolul. Bun, să înțeleg că s-au dat în altă parte, că de la transporturi fac mai multe subcapitole parte, dar vreau să știu că tot la acest capitol la transporturi face parte și întreținerea de drumuri. Întreținerea de drumuri.
care nu l-am văzut bine. Sunește și poate... plecat în Germania, dar... Dar bine, se poate vedea când astupați cu noi. Domnul Ministerul, dacă ați observat, drumurile au fost permanent întreținute. Problema e că după ploaie imediat se sparge, da? Da, măcar când a trecut ploaia, domnul Adrian, de putea să luați, să dați dracului cu lama, că e în fața primăriei. Atât am dat cu lama de să face că... Haideți să fim serioși, haideți să nu mai... Am dat comandă să și luăm, de... Să nu mai ne luăm la vizită. Nu, dar... Lăsați să răspundă, doamnă. Vă rog frumos, da. Suntem la execuție, da? Da. Deci, execuția la trimestrul 3 este sfârșit de 30 septembrie. Sunt cumulate toate lucrările care s-au făcut și în trimestrul 1 și în 2, deci ceea ce a fost prin de execuția trimestrul 1 și 2. Deci, acum, la 3 se cumulează toate. Și de rectificare, vă duc să aduc din nou rectificarea care s-a făcut. Și nu mai aduceți, dar poate ne puteți spicui așa, din amintiri. Da, poate ne puteți spune. Eu știu, na, dacă... Ca să nu mai aduceți, să spuneți chiar pe parte consilieri. Spuneți așa, uite, eu, de exemplu, alaltă ieri am luat o gripă, o viroză respiratorie. Ai nu m-am tratat, m-am tratat cu oameni. Dar puteți spune, puteți să ne spuneți. Acum am făcut un spirit din ce medicament să iei, domnule? Puteți, deci puteți să ne spuneți. Un ceai, facem un mod apel. Un ceai, dar cine face ceai? Nu domnul Ilinu s-a referit în principiu să explicați. Mai pe înțelesul nostru, domnule, banii la cultură s-au dus acolo, am dat la... Eu, doamnă, știți de ce vă spun treaba asta? Doamnă, vă întreb puțin, știți de ce vă spun? Pentru că v-am cerut în urmă cu 3 ședinții să le aduceți să vedem pe ce s-a cheltuit banii. Asta nu funcționează. Stă, văd că scrie acolo BenQ, dar stă acolo, e pus la loc de ce este... Poate reușit să ajungi să mă vedea să-mi dați o mână de ajutor să-l am venit exact cu raportul de la care am ajuns la donație, tot dosarul îți dau virgină. Ia-ți faci treaba, ia-ți publicile și ești astăzi și ia plătirile. Sesifonul? Dacă discutăm, atunci ce nu poate să ne spună? Da, v-am văzut asta. Situația care am dus-o și la finanțe, care este vizată, cu toate situații, tot. Și exact cum ați cerut, exact asta am să vă citesc. La sfârșitul trimestrului 3-2007, veniturile realizate au fost de 6.033.576,16 lei din care sume defalcate din TVA 2.684, subvenții de la bugetul de stat 2.052, sume primite de la Uniunea Europeană 0, venituri din taxe și impozite 2.787,349,16. Sume alocate în cote defalcate din impozite de venit 498.175. Sume din TVA pentru drumuri 59.000. Sumele defalcate din TVA au fost utilizate conform destinației, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ, ansoțitori, locatori, localitate, ajutor social, curse și obiecte de inventar. Subvențiile primite au fost utilizate pentru acordarea ajutorului de încălzire 2.500.000. Cheltuielile s-au efectuat conform destinației aprobate în buget și au fost de 4.753.841,14 lei la secțiunea funcțională și 272.547,47 la secțiunea de dezvoltare. La 30 septembrie 2017, excedentul contului 82A98 al Comunei Târgătorului și este de 656,95 lei. În cursul trimestrului nu s-a apelat la împrumuturi pentru acoperirea golului temporar de casă. Așa. În cadrul atentului Rotuș a fost stabilit puțin de proceduri de către conducerea instituției pentru toate operațiunile derulate începând cu întocmirea documentelor justificative și terminând cu întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale. A fost stabilit graficul de circulație a documentelor, persoanele care poartă răspunderea întocmirii lor, termenul de predare și destinația documentelor. S-a stabilit cadrul general al proiectului de operațiuni scuse control financiar preventiv prof. Au fost respectate principiile contabile și anuale, principiul continuității, permanenței, contabilități pe bază de angajamente, principiul intangibilității. Având în vedere ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 16/2006 pentru aprobarea normelor metodologice pentru înlocuirea semnalelor de vedere, componența și modul de completare a situației financiare a instituțiilor publice, precum și modelele acestora, pentru fiecare element semnificativ din bilanț, trebuie să existe informații în notele explicative. Reluăm fiecare indicator din bilanț menționat. Achitările curente la 30 septembrie sunt 24
555 lei, din care titlul de participare 14.33, terenul și clădiri 23.437, instalații și mijloace de transport 552.403 lei. Creanțele bugetare sunt constituite din dreptul constatate în 2017 și rămășit la 31 decembrie 2016, reprezentând taxe și impozite locale. Datoriile curente ale instituției sunt alcătuite din datorii către bugetul de stat și salariile angajați la teren în luna august 2016. Conturile la trezorerie, casa alte valori, avansul de trezorerie, care corespund în situația fluxurilor de trezorerie, în bilanț se diminuează cu soldul creditor al conturilor la bănci, întrucât aici sunt înregistrate garanțiile materiale ale gestionarului, în condițiile în care salariile pe 1 august 2017 nu au fost achitate, acesta prezintă soldul creditor. Așa. Și acum o să vă citesc tot registrul cu ordinul de plată care se fac, deci, de la 30.06.2017 până la 30.09.2017. Biroul executor judecătoresc Nicola Sorica, 24.000. S-a făcut din contul... Nu mai puțin, că sunt... Deci... Toate ordine de plată, exact cum ați cerut, pe toate vi le citesc. Da, dar dumneavoastră ați plătit 24.000 de roni. Pentru ce s-a făcut executorul judecătoresc asta? Pentru apă, care avem dosar de executare. Și asta nu știați numai de tău, că ați fost văzut toată. Da, asta e toată suma care s-a plătit. Nu, eu vă citesc toate ordine de plată, așa cum ați cerut. Și vă cer... Oricum o să face și eu copii. Dar nu vă pot face. Dumneavoastră, vă rog frumos să vă adresați în scris, să-mi spuneți ceea ce doriți. Pentru că eu nu vă pot da un dosar, dar dumneavoastră s-a rugat pe piață. Nu, copie. Și mi-a rugat pe piață nu știu ce hârtiuță și eu nu mai pot să mă duc să ridic bolovan, că ce dumneavoastră vă duceți exact aici. Și că la ce ați luat un birou executorul judecătoresc 24.000? Da, eu la câtă lume mă pot duce în urma dumneavoastră? Da, vă rog frumos să scrieți. Pentru ce exact cum scrie... Am să vă fac scris, da, am menționat și o să primiți răspuns. Dar tot dumneavoastră ați răspuns. Dumneavoastră ați răspuns la transportul. La transport? Da, gata, nu mai ajungem ce trebuie, gata. Ok. Dumneavoastră numai ce vreți, ascultați. Ce vă place, doamna ce vă place. Deci anexele astea 1, 2, 3, care fac din proiect, parte din proiectul hotărâri din data de astăzi, nu vreți la redactare. Și mergi cu 3, 3. Cu 2. Da, i-am spus. Tu nu pleci așa. Sunteți foarte atenți și meticuloși la acestea. Da, dar nu asta este cel mai important. Deci eu dacă dau prostii prin hârtile astea, mă sancționează. Cine nu vine nimeni cu 2 sau 3. Dacă nu am pus ce trebuie, atunci dar i-am văzut. E fel profesional. Da. Domnul profesor, trebuie să revenim la proiecte din teste. Da, domnul are experiență. Da, e din urmă. Deci alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? O abținere? 13 și o abținere. Trece la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție în construire pod peste râul Bradi, sat Vișoara, comuna Târgu Mureș, județul Bacău. Deci discuții. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci împotrivă, cine este împotrivă? Absolut, nu trecem așa. Eu zic să de ce zice despre ce este cu anul. Deci, punctul 9, proiect
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire pod peste pădurul Vărabi, Zaprișoara, până la Cărbătură, Județul Bacău. Da. Se înscrie celălalt cuvânt? Da. Domnul Goază. Altcineva? Poftuiesc, domnul Goază. Deci, ne-am întâlnit ieri pe comisie, ni s-a spus că această adresă, privind documentația ceea ce privește construirea acestui pod peste pârâul Vărat de la Vișoara, a fost primită data 28.11, ora 15.03. Uitându-ne mai atent pe această documentație, ea a fost întocmită, deci devizul general care este aici, întocmită data de 29.08.2007. Deci s-au împlinit astăzi 3 luni. Deci numai ieri am primit. Păi, datorile, că să înțeleg și eu și colegi, l-ați primit ieri când l-ați cerut, să vă trimis prin față pentru ședința de astăzi, sau s-au gândit și ei după 3 luni să-l primară? Vă dați-mi un pic să văd și eu. Bă, nu ies că ce spuneți dumneavoastră, dați-mi un rapor de dumneavoastră. Aici ați spus, doamnă. Ce mandat e? Completarea aia, ce mandat e? Pe a doua pagină. Sus, acolo. Nu știu, nu prea înțeleg că zice o plan aici, zice așa, urmările 4, 5, 9, 6, 8, data întocmirii de viș general 29.08, o fi data pus pe altar. Dar oricum, cam atunci am început de mare. Pe care o stabilit. Da. Dacă permite să continui. Tot ieri la ședința pe comisie a spus că o valoare inițială v-a dat în jur de 3 miliarde, cam așa ceva. Și acum a ajuns la cam la 10 și ceva. Da. La 229.975 de euro, făcând calculul cu valoarea euro-ului de atunci, de acum, dacă facem calculul la ce valoare acum depășește. Haideți să vă răspund la această întrebare. Deci dacă vă uitați pe, într-adevăr, pe adresa unde ați spus că apare 29.8, dacă ne uităm pe devizele, pe devizul general și pe cheltuieli eligibile și neeligibile, într-adevăr scrie la fiecare sus, data de 29.08.2017 e data prin care s-a stabilit cursul euro. Dar apar pe aceeași rubrică cu data de SF Dali întocmit. Dar e data de la care s-a luat cursul euro. Am primit data cu 45 ceva, 46 ceva. Trebuie răspuns, domnului Goar, chiar noi ne mai interesează cursul. Problema este că suma este mult, mult prea mare. Da. Știți că am discutat la un moment dat. Avem 70.000 de europene. Și se discutase la un moment dat cu o sumă care vom veni și noi, pentru că nu acoperă toată cheltuiala. Dar, într-adevăr, suma este mult prea mare. E aproape de 4 ori. Deci, da. Da. După ședință, exact cum v-am explicat și ieri, voi lua legătura și cu proiectantul și cu domnul director de la GAL și cu diversi, vedem cum găsim. Așa și să vedem exact ce e de făcut, pentru că la prețul ăsta nu se poate. Dacă mai permite, trașeva. Deci, în mandatul trecut, când noi eram consilier, deci tot prin GAL s-a inițiat, s-a demarat, la fel, construcția unui pod, tot de acest rău, care era mai de mare necesitate, s-a cheltuit o parte din bani cu proiectare, cu avizi și s-a renunțat. Acum am ajuns și la podul ăsta care, după dimensiune, arată nu a un pod peste un rău, arată ca un pod peste trotul și lăsimit de 7,5 metri. Nu permite situația în teren. Deci drumul este mult mai îngust acolo, de 7 metri jumate, și nu știu cum ăștia făceau podul peste proprietăți, probabil.
Deci, care e durerea mea? La Oate, totuși, există inițiativă și de obicei se oprește după ce se cheltuie un sac de bani, pe expresia lui domnului Mitel, cu diferite obiective. Dacă luăm, dacă unul șcățane, punctul de informare turistică, s-a cheltuit până să apuce de construcție. S-a dat deoparte la arhiva bună. Canalizarea care s-a făcut, s-a cheltuit bani, nu este raportat niciun cetățean, nu este folosită deloc. Acum, dumneavoastră, când ați început mandatul anul trecut, adică nu vă să spuneți că vă aduc acum, fac critic cuiva, nu? Ați reacționat foarte ușor la presiunea câtorva cetățeni din zona respectivă. Și deja ați demarat o lucrare neautorizată de a construi acolo un pod. Pe urmă, deci, ideea asta este, personalul din primărie nu colaborează dumneavoastră. Nu vă ajută, în special pentru... Adică să fie la o masă rotundă, ne aducem contribuția cu toții. Că ne ficim, ne băgăm, ne apucăm de făcut ceva și ne dăm seama la un moment dat, dar cu ce? Dar ce ne gândim dinainte, să nu cheltuim o parte din bani degeaba. Da. Referitor la proiectul ăsta, dacă nu se va face pe gal, se va interveni asupra proiectului, care până acum, vă zic sincer, am trebuit 31 de milioane. Nu, asta este suma pe zice, dar nu cheltuiți. Nu se poate prin gal, bun, nu e nicio problemă, renunțăm la gal. Pierdem meciul anul ăsta și gata, nu îl facem din buget local, în care ajunge să fie mai mic. Sau îl depun pe a fi cu fondul european. Cu altă, plecați, am fost pe aceeași palier ca și dumneavoastră, ieri când v-am spus că într-adevăr suma este mare, în primul rând nu sunt de acord eu, apoi dumneavoastră am discutat, așa, să se modifice proiectul. În continuare vom merge pe... o să-l duc la capăt, chiar dacă sunt 10 familii, peste 34 de ani să fie mai mult, să știți. Dar în niciun caz nu se va ajunge la suma asta. Acolo trebuie gândit o soluție pentru un XS. Am înțeles. Bun, era și varianta dumneavoastră care veneați cu domnule, venim cu o leagă de beton și țineți cont că betonul, dacă se va face, va măli și oricum va fi tot timpul. Oricum, bătrânul are vine acolo permanent. Dar, indiferent cum ar fi, un potez de dimensiuni mai mici, pentru că e vorba și de copii care trec tot timpul pe acolo și reclăim scândurile anuale, dulapii respectiv și așa, deci se va face. Deci, haideți să punem la loc proiectul. Cine este pentru? În forma inițială. În forma inițială. Inițială, pentru că este a doua când renunțăm pentru satul Vișoara, așa de ușor. Pentru că și data trecută, tot prin gal se făcea aceste operațiuni și noi am renunțat și am pierdut banii, pierdem și banii ăștia și nu o să facem nimic. Zic să... Și dumneavoastră vă întreb, vine și vă întreb, sunteți dacă o să dăm 11 miliarde, când putem, nu mai. Când putem pe banii ăsta, cum a zis, 70 de mii de euro, da, 3 miliarde de la gal și restul de la bugetul local. Și vom face diferența, vom face dacă diferența la gal, și mai mai și mai și mai ieftin se poate. Și mai înseamnă alte cheltuieli și alte. Dar de ce unul pe? Deci o dacă se poate de tot pentru să amândoi. Deci am un pentru. Domnul Bocare pentru abținere. Un vot abținere. Abținere. Deci un vot pentru domnul Bocaru și sunt 13 abțineri, da? Da. Trebuie regândit proiectul, nu suntem împotrivă. Trebuie regândit varianta. Deci la punctul 10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construire pot peste părul Văratic, sat Vișoara, comuna Târgu Turnu, județ Bacău. Aceeași problemă. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu vă cad. Abține? 13. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României de 1 decembrie. Discuții. Domnul Liviu Mitelu. Altcineva?
rapid, ca să nu trebuie domnul Adi. Din 2000 de roni, se vor da ceva, deci ce implică asta? Deci publicarea de articole, hârtii și alte, așa, deci... Cum? Coroane? 2000 de lei? Nu, 2000 de lei, dar nu se vor chiar... Nu, dar ca să știu, că spui și aici... Iar și să vă duce la... Nu, stai puțin, ca să știu, 2000 de lei, da? Cornuri, da, să la copii la școală sau? Da, copii la școală și am văzut. Asta da. Asta da. Nu, doamnă, v-am întrebat dacă se ia ceva, pentru că am fost în ședință și v-am spus. Eu m-am prezentat pentru că sunt un om de onoare și corect. Și dimineața, cum v-am spus în ședință, m-am dus și am cumpărat cărți la școală, doamnă. Eu am sponsorizat. Din banii. Nu trebuie să devin ministru. Haideți să îmi doresc. Devenim la... Dar chiar vă invităm să veniți la... Haideți că nu... Deci, supunem la vot. Deci, proiectul ăsta, ce facem? Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Așa. Și punctul 12, divers. Îmi scrie la cuvânt. Domnul Scârlea, domnul Goagă. Cine a recapturat? Domnul Scârlea, domnul Goagă. Domnul Văcaru? Nu? Atât? Nu. Poftiți, domnul Scârlea. O întrebare scurtă. Dacă s-a terminat cu denumirea străzilor, s-au aprobat, v-ați promis. Am intrat în ce și se poate... Am dat cum rămâne căldiță de tot, da. Cum vor rămâne numerele? Cum sunt acum? Deocamdată. Deocamdată. O să trebuiască fiecare stradă să facă numerul dat de la unul. O să avem luna decembrie, pe o luna de zile, o platorul strada. Da. Că interne până la sfârșitul anului și acolo să vedeți exact cum apar de zi, cu numerele aferente pe fiecare stradă. Da. S-a păstrat numerotarea existentă, care o avem deocamdată. Poftiți, domnul Goagă! Deci, vis-a-vis de problema audienților, foarte mulți cetățeni de stat din Joara mi-au ridicat o problemă foarte majoră. Satul Vișoara se compune mai cel puțin 70% pensionari. Și pentru a intra în drepturile acestei pensii, trebuie deplasat de la oficiul poștal la trebuie locul. Și dacă direcția de poștă dacă are în statul de funcții postul de poștaș pentru Vișoara, am fost deja acolo, să știți că am discutat problema. Nu am statul de funcție, în schimb am înțeles că doamna de la Totuși și la Ziua Sfatul. O să încercăm să vedem când o să mai avem o întâlnire cu domnul director și să vedem să găsim de cineva un tânăr, o tânără care se poate deplasa, care poate să fugă de colo-colo. Adică găsim... Că știu că este o problemă. Poate să cadreze sau asta e întrebare. Da. V-aș ruga să mă reamintiți, dacă se poate, la ședința viitoare, care va fi până pe 15 decembrie și vă spun exact răspunsul. Pentru că știu că am avut discuții cu în afară de pensii, vorba de plicuri, corespondență, nu mai punem în discuții. Facturile care vin de la EON au fost situații în care au fost puși în situația de să-i debranșeze, dar între facturile când au primit plicuri. Nu-i treaba noastră, trebuie să ne implicăm. Și urmărem acolo la Vișoara o sară de festivități într-un stadiu avansat de degradare. Cred că la capitolul cultură s-ar fi găsit acolo câteva mii de lei, deci câteva mii de lei pentru a repara ștreașna de la acoperi. Ștreașna. La Pasia, da? Da, am discutat. Deja în primăvară acolo să facem niște lucruri pentru îndreținerea acelui. Nu mai zic din bazinul de apă. Asta e treaba cu master plan. Asta e la domnul Curață. Bun, ar mai fi o propunere care vreau să îi zic domnul primar care este vorba. La școală, la centrală, la asta, trebuie acolo angajat un fochist, că acolo sunt centrale performante. Da, se ocupă doamna directoare. Deci vrea bază și eu, nu? Da, centrala este gata, noi colaborăm ca și instituții, ca și primărie și școală între noi. Într-adevăr, e nevoie de... avem un loc de muncă acolo, dar
salariile sunt destul de militele și atunci lumea n-a. Deci trebuie un fontist autorizat pentru că centrala este foarte sofisticată. Deci sunt două pufăre imense de 2 tone fiecare, plus două centrale, plus tot felul de instalații. Deci trebuie un om cu pregătire. Sigur, obligat. Da. Bun, deci... Așa, referitor la, dacă tot mi-am amintit locurile de muncă, ce am discutat, și a fost vorba de un loc de muncă la școală, ca și fotist, și încă apelez la populația comunei, dacă s-ar găsi cineva cu categoria D pentru autocare, pentru un loc de muncă la Trotuș Tex, au nevoie de un loc de un șofer, pe o rută. Mă rog, cine este interesat și vede ședința, poate să vină să ne găsim locul de muncă. Nu pot să dau detalii despre salarii sau așa, dar e interesant, vedem. Mulțumesc. Bun, deci... Închidem ședința. Mulțumim frumos pentru participare. Mulțumesc.